Un anumit talent era în tine și se cerea
scos afară. Trebuia să se exprime. Era imposibil să nu fii autodidact. Era imposibil să nu deschizi un alt șantier în afară de cel profesional. Toată lumea te știe, puțin că sunt aici care n-au trecut de acolo până la tine sau care nu ți-au dat un telefon când au avut nevoie. Meseria ta este dedicată corpului, este dedicată oamenilor, este dedicată urbei. Și în paralel s-a întâmplat că o a doua persoană s-a născut în tine, un artist care a înaintat încetul cu încetul, cu pași mici, dar continuu. Ai simțit nevoia să pictezi, ai simțit nevoia să pictezi, dar și să dialoghezi cu mari maestri ai picturii, pentru că mire din tablourile de aici sunt niște dialoguri, niște aluzii. Rembrandt, Pirro, impresioniștii. Și în același timp s-ai căutat linia ta melodică. Eu, de pildă, sunt impresionat și vigează în mine o serie de tablouri. Pot să le și arăt cu mâna, dar nu e caz acum. Unde simt poetul. Este multă poezie în unele din tablourile tale, pentru că reușesc să captezi o stare, o atmosferă. Că sunt naturi moarte, că sunt peisaje. Acolo este ochiul tău. Este o privire tandră asupra lumii, pentru că unele naturi moarte sau unele peisaje sunt din alte zone, că e Delta, că e Montmartre, la Paris, că sunt peisaje din zona noastră. Poetul din tine cu terenul și cu paleta și cu culorile a simțit nevoia să le capteze și să le dea tot oamenilor, că n-ai picat pentru tine. Altfel de ținut din alt dialog pe care l-ai lansat și l-ai întreținut cu cei care te cunosc și cu cei care te apreciază. Este într-un fel adevăratul celul, sau cum spunem noi, celul Lucian, îl vedem acum. Sigur că e o clinică extraordinară și un portret al clinicii aici, făcut într-un mod aproape glumeț, dar în același timp atâtea căutări subtile. În fiecare natură moartă, eu văd un fel de explozie de bucurie sufletească. Aceste flori comunică ceva, povestesc ceva. Povestesc ceva și despre tine. Povestesc ceva despre bucuria de a te vedea, de a trăi, despre bucuria de a asociatul lor. Unele dintre aceste flori sunt, într-un fel, cum se vede aici, un buchet de oameni. Au viață. Au în ele ceva de spus. Sigur că nu se exprimă prin cuvinte, se exprimă prin emoție. Este o emanație de emoție. Artele vizuale sunt alte forme de a cunoaște lumea, de a pătrunde misterul omului și misterul existenței. Unii folosesc cuvântul, alții folosesc corpul, sunt dansatori, sunt coreografi, alții folosesc imagini, pictorii, alții folosesc aparatul de fotografie. Cu toții noi artiștii, alții folosesc mai scurtim, știe ce folosește, cu o iuțare incredibilă, nu, creion și... Încercăm cu toții, într-un fel de fel, dar mâna noi creatorii de artă, pentru că încercăm cu toții să înțelegem ceva profund, subtil și ascuns. Ce este omul? Ce este frumusețea? Ce este generozitatea? Contradicțiile pe care le avem noi înșine și care se răspunși asupra societății, arta este o formă de cunoaștere. Venind aici, noi toți, să zicem, ieșim, sunt sigur ceva mai îmbogățit sufletește. Deja că l-am cunoscut mai bine pe prietenul nostru cel Lucian și vedem ce ascunde și ce dă, și deja că ne-am văzut noi în jurul acestui moment de frumusețe și merită să o celebrăm, pentru că e multă frumusețe și multă inteligență și multă cultură, pentru că prin dialogul pe care le deschide cu alți artiști, vedem cât de mult s-a atașat de acest domeniu. S-a lăsat el însuși captat de mari artiști, cum este Modigliani, cum este Rembrandt, și sunt acolo câteva tablouri care vorbesc despre acest atașament al său față de istoria picturii. Eu mă opresc aici pentru că vreau să predau benevul și paleta pentru continuarea acestui portret pe care ți-l facem altor artiști. Și în felul ăsta, până la urmă, portretul tău va ieși întreg, din cuvinte și din prietenia pe care ți-o purtăm și mai ales sentimentul nostru de apreciere. Ești un om care ne-a
impresionant, care ne-a dăruit multe cursuri, decenilor de când te cunoaștem, și aș spune, au francezii o expresie, la serie sur le gâteau. Asta este bucățica cea mai sublimă această expoziție. Deci eu te felicit, îți mulțumesc și sunt bucuros că te cunosc de peste 50 de ani. Acum dăm cuvântul domnului Pânzaru Pim. Radu Bercea e stilul lui. Cum zice două vorbe? Pasez la... Noi suntem bucuroși să participăm la momente foarte rare de genul acesta. La prieteni. Acum două zile m-am întâlnit la Teatru din Suceava, teatru care poartă numele și lui Matei. La Zeta Matei exprimea unei expansiuni universale a rădăuciului. Așa cum era pe vremea lui Ștefan Husu. Deci sunt oameni care fac să vibreze acest nume de rădăuț la nivelul artei dramatice universale, la nivelul sportului și, de ce nu, la ceea ce înfăptuiesc toate succesele din zilele de astăzi. Vedem aici prezenți foști primari, cum a spus și domnul primar, îl felicit pentru, doar și pentru faptul că are un consilier care este un artist mare, pe Cornel Cărdei. Mulțumesc din numele nostru, al artiștilor. Cornelul, cred că nu-și face decât datoria, sensibilitate, inteligență, acțiune, alături de un om care a dovedit că a jurnit sufragiile publicului. Vreau să vă spun că avem aici alături de noi pe doamna Liliana Gheorghicescu, care este președinta intervinilor mici și mijlocii din, și cred că și la nivel de țară sunteți, doamna Liliana, bine ați venit. Și de ce pornesc de aici? Pentru că uitați, și un cabinet medical e o întreprindere, dar un pictor în sine este lucrărul unei întreprinderi mici și mijlocii. Dacă nu e chiar foarte mare, știți? Dar se pleacă de la mic la mare, este grozav. Îl avem aici pe Sasha Bodnar, care a organizat la vremea lui, la Suceava, trei galerii de art. Deci oameni care au venit cu inima deschisă, la vreme pe domnul... ce lapsus am, de la Costișa. Filip Cerbunuc. Filip Cerbun. A fost un film românesc, Filip Ciu, care este și el o dimensiune a inteligenței, aplicației, omul care știe să studieze arhive, știe să scoată la lumină adevărul grozav din patrimoniul nostru. Poate am scăpat pe cineva, nu cred, dar am să pun o întrebare. Acest minunat artist, care cumva prin meserie se rodit cu arta, că știm că modelarul se toarnă nou anumite lucrări ca la sculptură. Și atunci și m-am gândit, în lumea medicală, ce s-ar mai apropia de... Avem și sculptură, știți. Dar nu, dar se convins. Ce s-ar mai apropia de artă? Și ce-i la renghia, și de fotografiile acelea? Negative, zvrazave și arta. Vreau să vă spun că domnul Lucian, care a recunoscut cu dragoste, eu aș mai adăuga aici un atribut, ea spune că este un amator, amul amare, omul îndrăgostit de ceea ce face, iubire, suflet, pus pe tavă. Că dacă n-ai iubirea asta, poți să fii amatorul amatorilor. Îți intre pe ureche, ți-a se pe alta. Nu, aici a petrecut cu sufletul, a lucrat și pun cheză și eu, că am fost membru jurii care i-au acordat premii la nivel de concursuri județene, la Suceava, prin Centrul Cultural al Tradiției, domnul Lucian, și nu odată a fost premiat. Aș spune că dacă trebuie să fac referință și la curente, dar aproape exhaustiv a discutat Matei despre lucrul acesta și Matei fiind un pictor, să știți ce dumneavoastră, Matei a fost pictor, așa l-am cunoscut de la ele, a venit cu Crehor, cu părintele Hreor, am descoperit un copil minunat despre care domnul Filiciu scria și la ziar la și ne-am cunoscut cu Matei pe coordonate culturale românești, pe la festivalul de teatru, de poezie. Matei este și un poet extraordinar.
cum și domnul Chiancu. Vezi, poetul a depăstat poezia din lucrări. Eu spun că este foarte puternic în ceea ce s-a lăsat influențat de impresionism. Aici, domnul Chiancu este invadat. Vorba lui Matei, că vorbeam înainte. Dom'le, sunt lucrări care nu poți să spui că nu e de acolo, e pictor, profesionist. Sunt lucrări care îl devorează acea capacitate, acel potențial profesional, de profesionalitate. Vă felicit, faptul că ați invitat, n-am venit cu mâna goală de nici cu Radu Bercea. Vorbisem cu Matei cu bucurie când ne vom revedea la Rădăuț. Rădăuțul este un oraș care nu-și uită valorile și faptul că această galerie se cheamă Tren Stolache este iar o dovadă de prețuire pentru ceea ce a fost valoros și care rămâne valoare la nivel de Rădăuț. Și mai spun un lucru și cu asta am terminat. E cea mai frumoasă galerie de artă din județul nostru. Câteva fraze o să spună și fratele meu, Constantin Lucian, care cunoașteți domnul Orașos. După cum știți, sunt fratele doctorului Lucian Samoilă. El este un medic primar, stomatolog, văd că sunt mulți primari de aici și o mai încă puțin în sără. Meseria lui, înainte de a fi medic, a fost tehnician stomatolog. El, la clinica pe care o are, are și un mic laborator de tehnică dentară și l-am văzut, permanent, mai face câte o pauză, dar între timp și-a găsit un loc separat unde mai folosește pensurile pentru recreerea mâinii, recreerea psihicului. Și începe și-și face tablouri. Majoritatea tablourilor sunt pictate la clinica Lucian și asociația. Pentru el, pictura, după câte l-am văzut, a fost un moment de recreere, un moment de pauză, chiar dacă muncea. Meseria lui, după cum știți, la clinică, meseria lui este muncă și specialitate pe care o are. Tot revin pentru ceea ce am spus și mult succes în continuare. Care e invitata noastră președinta IMM-urilor și a fost o bucurie ca venit la noi. Bună ziua doamnelor și domnilor, sunt copleșită, sunt emoționată, dar și mulțumesc pictorului Lucian pentru că am fost invitată să fii prezentă aici cu asemenea valori incontestabile ale orașului Rădăuț și hai să fiu și eu mândră a județului Suceava. Realmente nu-mi găsesc cuvintele, dar poate cineva și-ar pune întrebarea ce caută un reprezentant al mediului business de afaceri în artă, în cultură. Numai dacă ne gândim la domnul Lucian, care este un om de business, având clinică împreună cu fratele dumnealui, un om puternic, care știți că vine cu injecția ce se întâmplă și totodată sensibilitatea, profunzimea, tot ce a expus în aceste tablouri. Uitați-vă ce relație fantastică între mediul de afaceri, unde spunem, hai că voi faceți banii, și de fapt ce am face noi fără cultură, fără educație, fără... Nu, sensul vieții, de fapt, îl prezintă educația și frumosul. Sigur că pentru asta avem nevoie de bani. Dar uitați-vă că într-o singură persoană există aceste două calități incontestabile. Încă o dată, domnului primar și foștilor primari ai orașului Rădăuț, vreau să vă mulțumesc faptul că aveți o relație de parteneriat cu business și privat, deci oamenii din afacerea privată, dar și în administrația publică locală care trebuie și vă mulțumesc pe această care, că poate vă gândiți și la cei care pun osul pentru bunul mers al economiei orașului, județului și nu în ultimul rând al țării noastre și vă rugăm să vă aplecați din ce în ce mai mult către business pentru oamenii din afaceri, fiindcă trec acum prin niște perioade extrem de încercate, extrem de grele, iar noi trebuie să ne facem timp și să fim alături de oamenii de cultură. Vă mulțumesc!
mulțumesc, vă apreciez, oraș frumos Rădăuț. Domnul Chian, numai puțin, da. să remarcăm și talentul deosebit al surorii dumneavoastră. Da. La profesoară de matematică, care este și pictoriță foarte. Asta vorbesc din cunoștință, faptul că am văzut din cărți de domeniu. Și apoi mai este o dimensiune a noastră aici, a tuturor. Domnul Chian, împreună cu fratele și cu sora, au fost oropsiți de istoria cutremurătoare a perioadei comuniste, bolșevice mai ales. Au fost deportați, cum vedeam, prin abnegație, prin inteligență, printr-un destin fericit, printr-o, poate și conjunctura istoriei, nu? Iată, oamenii care au fost oropsiți, au avut cineva să-i distrugă și au crescut așa ca iarba prin beton și au demonstrat energie. Avem alături de noi oameni care reprezintă Asociația Foșilor Deținuți Politici. Domnul Radu Bercea, care e emoționat, să știți, nu vorbea, el știe, vorbea de emoționat. E președintele național. Domnul Constantin Lucian este vicepreședinte național. Noi am venit cu domnul Liviu Seriu, care este consilier și este la nivel de județ secretar. Există și o asociație din asta a oamenilor care nu vor să fie lăsat trecutul în uitare. Deci nu avem voie să uităm nimic. Cum ne bucurăm acum de acest eveniment, trebuie să primitem și un gând pentru cei care s-au sacrificat sau au fost sacrificați. Da, mulțumim. Am dorit câteva fraze, dacă poate spune domnul primar. Fost primar Frunză. Doamnelor și domnilor, intru și eu ca stimată doamnă în emoție, pentru că cunosc pe domnul Lucian, suntem și vecini, dar îl cunosc de când era elev. Și pe tata lui l-am cunoscut, despre care vorbea domnul Tim. Dragii mei, doar atât, domnul Samuel Lucian este un mare om, este un mare specialist și un mare pictor. Vă mulțumesc și felicitări! Îmi permiteți să-mi invit pe domnul general Moțoc, care nu este prieten de foarte mulți ani, și spune și dânsul câteva fraze. Ce pot să spun eu, dragul meu prieten, în afară că ești un medic extraordinar, un medic uman, ești și un medic de suflet. Ceea ce ai făcut astăzi este un omagiu pentru familia Lucian, pe care am cunoscut de foarte mulți ani și mă bucur că avem prilejul. Tu ai făcut acest mare gest, aici ai adunat un mănunchi de valori, oameni buni. Așa ceva nu cred că mai prindem de gravă, da? Maestru Pim, prietenul meu drag, Radu Bercea, unul din cei mai mari dramaturgi ai lumii contemporane. Acolo e marele Rusu Ștefan, care a dat de pământ la Moscova, cu toți care i-a prins pe acolo. Ce poate fi mai mult cerule? Ți-ai împlinit ceea ce ți-ai propus și care noi te-am rugat mereu să faci acest gest pentru Rădăuți. Dragii mei, vă mulțumesc mult că v-ați deranjat și sunteți aici. Îți mulțumesc din suflet, ce nu? Să-ți dea Dumnezeu putere, sănătate, să ne vedem la următoare. Când ajung la anumită vârstă, se spune că trebuie să ai un protector. Eu am un protector al sănătății. Aceea este topulița de genar, care o invităm în fața noastră. Să spun că va face. În ziua ce să zic eu despre doctorul Lucian, pot să vorbesc și în calitate de pacient și în calitate de admirator, nu trebuie să credeți. Cred că s-a descurcat foarte bine în toate lucrurile pe care le-a făcut, atât din punct de vedere artistic cât și profesional. Este un foarte bun coleg și cred că toată lumea care are o pasiune trebuie să aibă grijă și să o cultive, indiferent cu ce se ocupă în viața de zi. Un prieten din copilărie, un mare campion, Ștefan Rusu, vă rog, două fraze. Vreau fericit,
Oameni personalități, ca domnul general Bătotul, un fost primar în orașul Rândăuț, care a susținut sportul bătăuțean, fiind în 1980 participat la a doua olimpiadă supra Montreal la 20 de ani, la 24 a participat la Moscova, unde a suferit titlul de campion olimpic pentru municipiul Rândăuț. Următoarea olimpiadă la Los Angeles am fost curat, așa cum s-a văzut la gimnastică, eu am avut victoria finală cu finlandezul Saloveche, conducea cu 7-6, și-a dat victoria după 10 minute, a dat pe rând de toate. Deci s-a dus la al doilea titlu de campion. Mulțumesc de complet oamenilor care au fost invitați de la domnul Noveles. Oameni cu schimbă Rădăuț sunt mulți. Dorim ca în continuare sportul, toate sporturile din orașul Rădăuț, am avut participată și la TIR, la două olimpiadă, la TIR cu arcul, la locul olimpice, dar fără succes să nu se muncească mai mult, ca la următoarea olimpiadă să nu vedească că ia o medalie. Dacă ai participat la olimpiadă și primele trei locuri, 1, 2 și 3, este mare valoare. Vă mulțumesc de suflet și vă doresc o pămasă. Dacă ar mai dori să vorbească cineva din sală, sunt invitat aici și așteptăm cu drag. Dacă nu, atunci facem niște poze și o să bem un pahar de whisky de aici sau și plăcem și serviți. Vă mulțumesc că ați venit.